Stephen Curry, fondatorul mișcării Holy Land Missions și pastorul Bisericii Baptiste Ierusalim, a fost prezent în studioul CBN din Virginia Beach, unde a discutat cu George Thomas despre situația creștinilor din Bethlehem. Stephen Curry, fondatorul lucrării Holy Land Missions și pastorul Bisericii Baptiste Ierusalim, este cu noi în studio. Ești un creștin israelian de origine arabă. Ai crescut la Betleem, un oraș care acum este controlat de palestinieni. Creștinii din Betleem au părăsit zona? they have it's uh, i was born in jerusalem as well and uh, seen many wars over the years it, it Așa este. Eu m-am născut în Ierusalim și am trăit multe războaie de-a lungul timpului. Înainte de 2000, 85% din locuitorii orașului Bethlehem și ai satelor limitrofe au fost creștini, iar 15% au fost musulmani. În prezent, procentajul s-a inversat. În Bethlehem și în satele limitrofe, doar 15% dintre locuitori sunt creștini. Steven, unde s-au dus acești oameni? Mulți au fugit în Australia, în Canada, unii în Europa, câțiva în Statele Unite. Mulți între anii 2000-2010. Aceasta a fost perioada în care mulți creștini au părăsit zona. Sunt biserici în zona care se înmulțesc? Sunt mulți care se întorc la Domnul? Crește numărul credincioșilor în biserici, deoarece mulți se convertesc la creștinism. Am mai vorbit despre asta, frate George. Sunt musulmani care îl acceptă pe Iisus Hristos de Mântuitorul lor. Unii spun convertire. Noi le explicăm cine este Isus. Ei văd lumina și devin adepții lui Isus, nu neapărat într-o biserică, din motive de securitate. Însă creștinismul se răspândește în Orientul Mijlociu, mai ales după apariția Organizației Statului Islamic. Trebuie să fim alături de creștinii care suferă pentru că ei sunt ultimii de pe baricade. Este locul unde s-a născut creștinismul. Este de datoria noastră să o facem. Este o problemă pe care o vedem nu doar în Betlehem, ci și în Siria, Irak, Afganistan și în multe alte țări din Orientul Mijlociu. Ați lansat o campanie numită Salvați Biserica din Ierusalim. Povestește-ne despre această campanie it's the Îți mulțumesc frate George. Ierusalimul este centrul acestei lumi ce privește escatologia, Vremurile cele trei mari religii ale lumii, islamul, creștinismul și iudaismul. Conform studiilor pe care le-am făcut, noi am fost dat afară de pe trei proprietăți pe care le-am închiriat în ultimii 13-14 ani doar pentru că am predicat dragostea lui Isus, am predicat despre iertare și am învățat pe arabi să iubească pe evrei. Astfel nimeni nu ne vrea închirie. În 2015 am luat o decizie. Vom rămâne la Ierusalim pentru că trebuie să fim ultimii pe baricade. Am decis să achiziționăm un centru pentru închinare și instruire în Ierusalim, un loc unde creștinii se pot întâlni în siguranță unde pot fi instruiți. O citate așezată pe un munte nu poate fi distrusă. De aceea am lansat această campanie în Ierusalim. Telespectatorii pot afla mai multe detalii pe site-ul nostru, holylandmissions.org. Suntem o organizație neguvernamentală. Până la sfârșitul acestui an, vrem să finalizăm construirea acestui centru. Am găsit pe Cineva care este dispus să ne vândă o proprietate în Ierusalim care să fie o biserică, un centru de instruire pentru evangelizare, un centru pentru formarea de lideri, un loc unde pastorii, lideri, oameni de afaceri pot veni să vorbească oamenilor despre valorile creștine în domeniul afacerilor de succes, în domeniul conducerii. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru Ierusalim. Am ajuns la 70%, nu mai avem mult pentru a atinge scopul campaniei. Primim și donații pentru a ne atinge scopul. Rugați-vă pentru noi. Am ajuns la ultima întrebare. Așa cum știi, conducerea de la Casa Albă este foarte implicată în negocierile de pace între arabi și israelieni cu Gerard Kushner și cu alții. Care sunt speranțele tale legate de soluționarea conflictului între israelieni și arabi? E o întrebare bună, George. În timp ce am crescut, am văzut vărsare de sânge, am văzut revolte, am văzut părțile de corp împrăștiate după un atentat sinucigaș cu bombă, am văzut ce au făcut politicienii și ce nu prea au făcut. Am văzut cum au aruncat cu saci de orez oamenilor primiți de la ONU, de la UNESCO. Am văzut că s-au distribuit ajutoare umanitare, dar acestea au fost soluții superficiale. De ce spun asta? S-ar putea ca unii să spună că mă repet la nesfârșit dar s-a dovedit că soluția este de a schimba atitudinea oamenilor. Trebuie să schimbăm atitudinea liderilor Comitetului Palestinian, a liderilor Comitetului Israelian, să le arătăm că doar mesajul lui Iisus Hristos poate schimba atitudinea fiecărui arab, fiecărui evreu, deoarece legătura cu țara nu este doar cu pământul, ci convingerile noastre biblice, teologice, spirituale și emoționale ne leagă de acel pământ. Trebuie să schimbăm mentalitatea oamenilor prin schimbarea atitudinilor. Din acest motiv am lansat această campanie în Ierusalim. Acesta este orașul cel mai influent din lume. Noi am vorbit despre asta. Din acest motiv dorim să avem un loc unde să instruim oameni, să construim punți, unde să stăm de vorbă cu evrei, cu lideri musulmani, în ciuda neînțelegerilor. Îmi place să spun oamenilor că trebuie să clarificăm identitatea lui Isus, să le vorbim oamenilor despre pace, despre răzbunare și despre faptul că efectul de lanț este unul negativ. Atunci oamenii încep să întrebe care este soluția. După părerea mea, soluția este aceea de a schimba atitudinea oamenilor, de a le atinge inima. Isus Hristos este prințul păcii și Steven, ești pe cale să aduci pacea în regiune. Îți mulțumesc că ai participat la emisiune.